Bună seara! Cum credeți că își petrec timpul și cum se distrează adolescenții de astăzi? Parcă nu-i mai vedem așa des în fața blocului. Un studiu arată că adolescenții români petrec 7 ore pe zi uitându-se la televizor sau navigând pe internet. Dar mai există și altceva în afară de jocurile pe calculator? Nu toți copiii știu să-și găsească activități potrivite în afara școlii, nu toți știu să se abțină de la lucrurile nepermise, așa cum nu toți știu să-și aleagă prietenii. În seara aceasta, invitatele noastre ne vor da câteva alternative pentru timpul liber al copiilor și adolescenților, de la voluntariat la exerciții de imaginație, precum scrisul de povești. Iar pentru început, în prima parte a emisiunii, le avem invitat alături de noi pe doamna Mona Bereș, directoarea Liceului Onisifor Ghibu din Cluj, și pe Ioana Mora, profesor de limba română. Bună seara, Ioana! Bună seara! Bună seara, doamna director! Bună seara! Ne bucurăm tare mult că ați venit să ne împărtășiți din experiențele pe care le aveți și aș vrea să încep prin a vă spune eu o mică istorioară. L-am avut invitat la un moment dat pe un tânăr de 18 ani care a consumat droguri de la 14 ani până la 18 ani. Iar în momentul în care l-am întrebat de ce s-a ajuns aici, primul răspuns a fost pentru că nu știa ce să facă cu timpul lui liber. Pentru că nu avea activități, nu avea pasiuni, n-a știut nimeni să-i dezvolte niciun fel de pasiune. Și atunci el spune că ăsta este primul motiv pentru care a ajuns aici. Pe de altă parte, dumneavoastră veniți cu o grămadă de activități în cadrul școlii. Cum de ați pornit în acest fel, știind că multe școli pornesc de la ideea că pe noi nu ne-și dă nimeni, că ministerul, că banii, că... Și pe de altă parte, uite că se poate. Da, chiar se poate să facem lucruri extraordinare cu copiii, pentru că am pornit în primul rând de la, nu știu dacă este un principiu, dar de la ideea că nu există copii care să nu fie buni la a face ceva. Chiar dacă nu sunt toți vârfuri, chiar dacă nu toți au nota 10, fiecare copil este bun la ceva, trebuie doar să știi să-l deschizi ca pe o carte. Trebuie să știi să îi descoperi care sunt punctele slabe. Din această cauză, asta trebuie să facem noi. Și asta facem noi în cadrul liceului nostru și pe care cu mândrie vă spun că îl conduc și sunt mândră de colegii și de copiii pe care am, pentru că se pare că ne-am mulat unii după ceilalți și ne-am pliat sau, cum să spun, cert este faptul că ei ne ascultă și vreau să cred că am făcut în așa fel încât acești copii să nu vadă în noi niște dușmani. De obicei, când aud de adulți, sunt și într-o perioadă mai critică, când au impresia că noi adulții suntem dușmanilor, că ei știu tot. Nu, la noi la școală chiar există deschidere, există comunicare și facem tot felul de activități astfel încât ei să vină cu drag la școală. Una dintre activități, una dintre activități este evantaiul cu povești. Da. Practic, evantaiul cu povești este consecința. Spune-ne puțin despre asta. Am început mai mult dintr-o dorință personală ca acești copii să aibă și alte activități în afară de ce le propun eu la școală, predarea clasică, catalogul. Ideea mi-a venit, are niște etape premergătoare. La școala la care am predat înainte, am descoperit că în timpul liber aveam o oră pe săptămână în care eu stăteam cu copiii până venea microbuzul școlii și am început să ne jucăm. Aveam un dulăpior în care aveam tot felul de jocuri și i-am observat. Era 4 în 1. Am observat pe de o parte că își dezvoltă relația dintre ei, pe de altă parte răspund provocării și am pornit așa să colind magazinele, să caut și eu jocuri pe care să-i fascineze. Unul dintre jocuri pe care le-am găsit este Dixit. În această seară am adus și imaginile. L-am cumpărat, am intrat foarte serioasă în sala de clasă și am înșirat imaginile pe catedră. Toată clasa așa a fost foarte fascinată de noua schimbare și am rugat să-și aleagă o imagine și să-și scrie povestea. Exact cum simt ei, în funcție de imaginea aleasă. Nu le-am îngrădit, nu le-am cerut numărul de pagini, nu le-am îngrădit imaginația, nu am avut nicio pretenție. Dorința mea era să văd cum se raportează ei la lume
și cum transform realitatea în care trăiesc, cum o interiorizează. Și până la urmă, ce ai observat? Ce au făcut ei? Am observat că transformă foarte bine tot ce se întâmplă în jurul lor. Am observat că știu ce înseamnă valorile. Am observat că sunt foarte mulțumiți și fericiți când cineva îi ascultă și când le dai un feedback, când îi încurajezi, când vrei să le descoperi, când le vorbești, sunt în mediul lor. Aceste obiective pe care tu le-ai avut au fost conștientizate și de către ei, adică ei au știut ce urmează sau pur și simplu au scris niște povești pe care tu ulterior le-ai, să zicem, corectat cumva? Sau nu s-a întâmplat nici această fază de corectură? Ba da. Am intervenit mai mult la partea de ortografie. Nu am schimbat ideea. Pentru mine era important să se recunoască ei în poveste, să nu le transform eu. Nici eu n-am știut la început că o să culeg aceste povești într-un volum. Ideea mi-a venit pe parcurs, adunând poveștile. Poți să ne le și arăți? Sigur. Cam așa, e volumul de la cameră. Așa. Deci nu te-ai așteptat să ajungi în punctul ăsta? Nu. Cred că m-am uimit și pe mine. Nu m-am așteptat. Ce vârstă aveau copiii? Între 10 și 14 ani. Deci nu erau da. Cumva preadolescenți. Preadolescenți, da. Care a fost reacția lor când au aflat că tot ceea ce ei au scris urmează să fie transpus într-o carte? Reacțiile au fost așa, sonore, bucuroși. Și cred că am reușit prin asta să le cresc și stima. Stima de sine și încrederea în ei. Ai observat că după aceste activități le-au crescut și notele, de exemplu? Da, da. Până la urmă, cred că aceste activități non-formale, să zicem, sunt și o mică, sau cheia creșterii notelor, nu? Absolut, de-aia am încercat și încercăm, și asta și facem în școală, să încurajăm. Menirea noastră nu este neapărat să intrăm la clasă, să predăm, să dăm note, ci printre altele este și aceea de a-i orienta pe copii. Ei nu totdeauna știu ce doresc. Din acest motiv, să știți că în liceu avem foarte multe acțiuni de voluntariat. Pe lângă ceea ce face colega mea, implică și pe părinți. Pentru că și ei trebuie să conștientizeze și să-și dea, poate că unii părinți, nu poate, ci sigur, nu realizează cât de mult pot să se implice copiii sau ce știu copiii lor. Și atunci i-am chemat și pe ei să vină alături de noi, prin acțiuni de voluntariat, să vadă ce fac copiii. Spuneți-ne despre acțiunile astea. De exemplu, anul trecut am văzut din stradă că este rușinos de ruginit gardul școlii și am zis ce ar fi să organizăm o acțiune împreună cu părinții să vedem ce iese. La 1600 de copii, vă dați seama, câte doi părinți, cu patru bunici, cu nu știu câte mătuși sau unghi, m-am trezit că n-au fost prea mulți. Dar în final mi-a părut bine pentru că nu aveam suficiente pensule și m-am uitat pe internet că habar n-aveam. Perie de sârmă, grund, vopsea, le-am cumpărat și am zis, oameni buni, haideți să vedem ce facem. Noroc cu bărbații care au spus, prima dată luăm peria și dăm jos rugina. Și așa am ajuns, ne-am luat părți și am ajuns să povestim, să râdem, să ne cunoaștem și să mi se spună, no. Nu e chiar atât de a dracului directoarea pe cât credeam. Avem un telefon. Ok. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Mă numesc Iulia și sunt și eu elevă în clasa 10 și vreau să le întreb pe doamne de ce profesorii în unele cazuri fac activități numai când văd că elevii nu sunt atenți la ore sau nu le pot atrage atenția într-un anumit fel și de ce hotărăsc așa de greu chestiile astea. De ce nu fac activități care să le propunem noi, elevii? Mm-hmm. Mie una mi-e greu să-i răspund, pentru că la noi nu se întâmplă așa. Deci chiar nu știu ce să-i spun. E o întrebare bună. De ce credeți că se întâmplă în alte școli? Aveți experiența anterioară?
Deci, ce pot să vă spun este că, în primul și în primul rând, de aia există de pildă și opționalele. Îi întrebăm pe copii cam ce ar vrea ei să învețe. Bine, sub bagheta noastră noi orientăm, dar în general încercăm să păstrăm această idee. Mai copii, ce credeți că v-ar ajuta pe voi? Dar trebuie să ținem seama și de o programă care nu întotdeauna este flexibilă. Și probabil că unii dintre profesori merg mai mult pe această programă și în ceea ce privește flexibilitatea preferă să meargă numai pe strict pe ce se cere. Ai adăugat ceva? Mai am o întrebare. Da. Ați spus la început de acel băiat care consuma droguri. Aș vrea să întreb profesoarele, dacă ar avea un caz în școală, cum l-ar trata? Ok. Cred că merge mai mult pe consiliere. Am încercat să ne apropiem de el, să stăm de vorbă, nu ca și profesor, ca și prieten, și să ne punem puțin în situația lui. Prin comunicare, cred că se rezolvă problemele de genul ăsta, să-i dai încredere și să simtă, să vadă în tine prietenul de care el are nevoie. Dar cum se poate face asta, având în vedere că, până la urmă, relația profesor-elev există? Și știm că profesorul cumva este, poate că e mult spus, o autoritate cumva, adică e cineva la care noi trebuie să, în ghilimele, dăm socoteală. Termenul e puțin înțeles greșit. Nu suntem chiar așa, avem și noi sentimente, avem și noi trăiri și putem să-i înțelegem și din punctul ăsta de vedere. Să lucrăm pe psihicul copilului. Uh-huh. Cum spuneam mai devreme, noi trebuie să fim mamă, tată, psiholog, dascăl, medic câteodată, dar în primul rând noi suntem prietenilor. Nu trebuie să ne vadă ca pe, nu știu, unii copii, unii elevi, unii adolescenți, nu știu cum să le spun. Au impresia că dacă suntem adulți, neapărat suntem dușmanilor sau le vrem ceva, vrem să, nu știu, să le deturnăm gândirea. Nu-i adevărat, dimpotrivă, îi sprijinim. Chiar i-am sprijinit. Și să știți că, văzând că le dăm încredere în ei, chiar au venit și ne-au cerut sfaturi. Deci asta a fost extraordinar când au venit la noi și ne-au întrebat: uitați-vă, am o problemă, puteți să mă ajutați? Iulia, sper că ți-am răspuns la întrebările pe care tu le-ai avut. O seară plăcută îți dorim. Aș vrea să te întreb acum, Ioana, ce urmează după această cărticică? Urmează volumul 2 și vine la pachet, în sensul că încercăm să intrăm pe cele două linii de studii ale liceului, limba română și limba maghiară, și vom încerca să lansăm un volum bilingv. O continuare în sensul că vor fi aceiași elevi sau vor fi elevi diferiți care vor scrie poveștile? Vor fi aceiași elevi. Probabil că în sensul ăsta le putem urmări și să vedem cât de mult s-au maturizat, ce au înțeles din prima experiență. Le putem urmări puțin traiectoria, evoluția lor interioară prin aceste povești. Ți-amintești de poveste care te-a impresionat? Mi-e foarte greu să vorbesc despre o poveste, pentru că toate au făcut parte din universul meu. Le-am citit pe toate, știu exact ce imagini și-au ales copii, deci nu pot să vorbesc despre o poveste, pot să vorbesc la pachet de mai multe povești. Mai avem încă un telefon. Sigur. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Andrei mă numesc, aș vrea să pun și câteva întrebări. Da, vă ascultăm. Ce părere au despre orele de matematică? Adică nu sunt prea multe? Păi aici cred că depinde de profil, nu? Nu cred că eu sunt în măsură să răspund. Noi, ca români, nu ni s-a băgat prea multă matematică. Adică 5 ore pe săptămână, știi, n-a ieșit nimeni, un savant. Adică mi se pare prea multă matematică. Și aș mai vrea să protestez și față de măsura luată de guvern sau de Ministerul Învățământului de a interzice telefoanele mobile. Acum profesorii își vor permite orice să facă, pentru că nu mai pot fi filmați dacă fac un abuz, dacă lovesc un elev și multe altele. Și cum li se pare această măsură de a se interzice telefoanele mobile? Și dacă în era internetului, profesorii mai au aceeași cotă ca în trecut.
Adică mi se par prea mult, 300.000 de profesori pentru România. Mi se pare că să aibă și un fel de protecție socială, din punctul meu de vedere. Haideți să vedem ce spune doamna director. La prima întrebare, acum ne-a chiar nimerit, eu predau istorie, colega mea predă română, deci cred că totdeauna o să spun că sunt prea multe ore de matematică. Dar asta depinde de profil, pentru că orele de matematică, dacă îți alegi matematică informatică, sigur că sunt mai multe ore. Dacă te duci pe socio-uman, ai 2 ore de matematică. Unde, mă rog, nu se face o matematică atât de, eu știu, de avansată, ci chiar strictul necesar, o statistică, mă rog, lucruri care, pe care te întâlnești sau nu. Deci nu, mă aici... refer la orele 1-8, clasele 1-8. La clasele 1-8. Ce să vă spun? Programa este extrem de încărcată. Dacă n-ar fi suficiente ore de matematică, nu s-ar putea să parcurgă materia. Iar toți copiii dau... E nevoie să o parcurgă toată matematica. Păi, toți copiii dau un examen la sfârșitul clasei a 8-a. Dacă nu parcurge toată programa, copilul nu se poate prezenta la acel examen. Haideți să vedem în legătură cu a doua întrebare pe care a pus-o apropo nu de telefoanele mobile. Nu am auzit foarte bine întrebarea. Apropo de telefoanele mobile, faptul că sunt interzise în școli și dacă nu cumva este un abuz cumva. Eu nu cred că este un abuz. Într-adevăr, și la noi în liceu există în regulamentul intern să nu se aducă telefoanele în școală și vă spun de ce. În primul rând, nu cred că asta, vai de mine, ce se întâmplă. Oricum, copilul este obligat când intră la clasă să-și închide telefonul. El trebuie să fie atent la oră. În al doilea rând, am avut cazuri când copilor li s-au furat telefoane scumpe. Și atunci, de ce să nu evităm? Unde poate fi? Bine, părinții spun că îl sun pe copil să văd unde este. Dar el cu telefonul mobil poate să fie în parc, în club, în oriunde, altundeva în afara școlii. Deci... Până la urmă, dacă copilul este la școală, nu trebuie să-l sun să întrebe. Este într-un mediu protejat la școală, într-un mediu protejat, supravegheat. Nu mai ai nevoie de supraveghere suplimentară din partea părinților, cât timp durează orele. Mm-hmm. Și a treia întrebare era dacă profesorii vor ajunge să se ralieze cumva la tehnologie și la ce se întâmplă în momentul ăsta din punctul acesta de vedere. Ori din câte știu eu, cred că sunt multe școli care trec notele într-un catalog virtual, adică părinții pot să verifice notele, absențele copiilor. Dar sunt, dacă la asta se referă domnul, pe de altă parte... Tot la noi, mă refer sigur că la ce se întâmplă la noi în școală, pentru că aici știu cel mai bine, în Consiliul de Administrație s-a votat nu catalogul acesta online sau electronic sau cum vreți. De ce? Pentru că foarte rar, din păcate, îi vedem pe părinți care vin și se interesează despre situația copilor, mai des vin cei care n-au probleme, ca întotdeauna. Iar cei care, într-adevăr, ar trebui să vină mai des, nu vin. Ei, dacă le punem și acest catalog online, și absențe, și note, chiar nu-i mai vedem niciodată. Și haideți să fim serioși, nu toată lumea are internet. Nu toată lumea are calculator. Nu-și poate permite acest lucru, nu? Ioana, aș vrea să te mai întreb un lucru. Cum reușești să-i atragi pe copii înspre a face tot felul de activități altele decât cele de la clasă, care știm că oricum sunt multe și mai venim cu încă ceva în plus? Secret profesional, deja intrați în niște sfere foarte sensibile. O rețetă pe care nu vrei să-mi dar rețeta mult. Succesului nu se vinde prea ușor. E foarte simplu. Odată prin energia cu care eu intru la clasă, un al doilea argument ar fi noutatea. Și oamenii în general tot sunt atrași de nou. Noutate, elan, energie, bună dispoziție și e foarte important să nu criticăm excesiv elevul. Nu critici. Eventual găsim metode mult mai blânde spre a le atrage atenția dacă au greșit. Doamna director, cum reușiți să-i atrageți pe copii în tot felul de activități, cum ar fi vopsitul gardului? În primul rând i-am atras pe părinți, dar au venit cu copiii și spre marea mea bucurie, chiar cu cei mici de clasele 1-4 și
am rămas un pic, zic, vai de mine, ce le dăm lor de lucru? Și am găsit să strângă din curtea școlii hârtiile, pe care tot ei de altfel le-au făcut. Ei, în general, îi responsabilizăm. Le arătăm că sunt parte din comunitate, le spunem că fără ei nu putem să facem nimic, pentru că ei sunt viitorul țării noastre, nu, în final, că ei sunt cei care vor hotărâ la rândul lor și ce este cel mai, cred eu, cel mai important este să-i susținem și să realizeze, că astea sunt și modalități, asta este și în primul rând dorința clubului, de pildă, Impact din școală, de a-i face pe copii să, nu neapărat facem ceva, dar ce primim în schimb? Facem pentru confortul nostru, pentru binele nostru, pentru plăcerea noastră, pentru bucuria de a vedea că am făcut ceva. Acum tot mai bine mi-ați și ridicat mingea la fileu, pentru că trebuie să ne luăm la revedere și să avem o scurtă pauză, după care vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră și mult, mult spor vă dorim. După care, adică după pauză, urmează să cunoaștem mentorul, să spunem așa, clubului elevilor Impact.